de moment ce ai ieșit, fată de la poze, cum ți s-a părut experiența de la Electric Castle? Minunată, foarte fain. De câte ediții ai venit la Electric Castle? Cum am să dezamăgesc, că doar e a treia oară, cred. Dar nu mai dezamăgi, că eu sunt numai de două ori, deci, okay, nu, deci nu e singură, okay. Ești așa mai beginner, cum ar veni. Da, 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 e încă descoper. Este foarte fain, recomand. Care dintre experiențele pe care le-ai făcut aici ți-a fost cea mai prolifică? Ți-a plăcut cel mai mult? Mai cel mai fain, mie mi-a plăcut la Main. Cel mai mult am stat la Main tot timpul, de tot festul. Acum e prima oară când venim ziua și vedem cum este. Sunteți din Cluj? Dacă zici că venim ziua, bănuiesc că sunteți din Cluj. Da, 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 din Cluj. Super. Atunci e bine că cine o tot din Cluj suntem și de-aia am zis că am înțeles, că de-aia am zis, bă, dacă sunt la două degete distanță de aici, așa, la hartă, trebuie să vin. Vin alții din Canada. Super. Anul viitor mai vii? Sigur, sigur. Cu câtă vreme te gândești să-ți cumperi biletul înainte de Electric Castle? Anul ăsta nu am vrut să vin și ne-am luat bilet joi. Joi la 8:30 ne-am luat bilet și la 9 am venit aici. A fost foarte random. A fost cea mai random chestie. Am zis, toată lumea era electric, aș vrea să merg și hai să ne luăm bilet să mergem. Ok, aia a fost. A fost cea mai random chestie anul ăsta cu electricul, deci no. Super, super. Mă bucur tare că ai venit și sper că ți-a plăcut. Bine. Super, mersi tare mult. De vedem în Cluj. Ciao. Ciao. Pe în Cluj o să găsești vlogul sau patul din Cluj, dacă scrii, sigur găsești. Okay. Scrie patul din Cluj, o să apară, nu știu când o să am vreme să le editez. Trebuie să opresc acum ăla. Mersi, ciao.